ce faci viitorul tătic Hai, la mulți ani, voi să trăiești! La mulți ani, Smiley! Mulțumesc mult de tot! cu cât ai mai îmbătrânit? Doar 43. A, noi mai îmbătrânim mult. <laughs> A Așa zic și eu. Mulțumesc mult de tot! Te uite ce să surpriză frumoasă! Să sărătos, Cunosc locul să unde sărătos, ești! fii să fii iubit și să te bucuri de familia frumoasă pe care o ai? S fii atent, cunosc locul unde e și nu e camera viitoarei fetițe, este studioul de la no. -ha, ha. corect? Da, păi la mine, în casă, la mine în casă stau cât mai puțin în momentul de față, că este bă, bă, în reconstrucție, ca să zic așa, știi cum e la sindromul ăla cu... Exact, sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. Adică, deci, să, adică să înțeleg că Gina a început deja să zugrevească, să pună tapet, să aranjeze camera? <laughs> da. Da, e aproape gata totul, dar suntem pe ultima 100 de metri și cumva. Mai mult am stat pe la studio, știi? Cu pretextul că trebuie să-mi termin albumul nou. A, am înțeles. Da, fii atent, uh, tu mi-ai zis astăzi la mulți ani de ziua mea de naștere, îți mulțumesc mult de tot. Vreau să-mi trec în calendar. Eu când trebuie să te felicit că o să fii tătic? Adică, pe ce zi? Uh, nu să ne știu nici eu, dar să ne bucurăm. Uh, suntem, suntem pe ultima 100 de metri. Nu știm nici noi exact. Adică, începutul martie uh, este teoretic programată toată povestea. Da, nu știu, acum știi cum e în ultima lună, te poți aștepta la orice. Deci, la începutul lunii martie, dar fi sincer, ai emoții. Da. Da, bă, pe zice trece, conștientizez din ce în ce mai mult că mai e o lună și mi se schimbă viața radical, dar sunt din ce în ce mai entuziasmat. În fiecare dimineață mă trezesc mai entuziasmat decât ziua precedentă. Și ce să zic? Sunt, sunt, entuziasmat pentru că voi trăi niște lucruri pe care nu le-am trăit niciodată. Deci, și, și pentru că o să, o, să, o să, o, o, să, am un prieten nou. Smiley, tot ce ai lansat tu până acum, toate piesele alea care au fost number one, nu se compară cu hitul care o să apară la începutul lunii martie. Da, da, e un evergreen, clar <laughs> Îți mulțumesc mult de tot pentru urări Salutări și ginei la mulți Și ani. mulțumesc mult pentru urări, mersi mult de tot Te pup cu drag Te pup, Smiley, A. mulțumesc Prietenul nostru Smiley, ia uite -o să fie tătic La începutul Hei. lunii martie